Bună ziua, stimați cetățeni și dragi veterani! Ieri am asistat la un moment al ipocriziei manifestată în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru cei ce mai puțin urmăresc activitatea noastră parlamentară, am să vă fac o scurtă incursiune în istoria unui proiect de lege care a devenit mărul discordiei pentru cei din majoritatea parlamentară și care are poate cel mai complicat și întortocheat parcurs în această legislatură. Este vorba despre proiectul de lege privind polița de asigurare medicală gratuită pentru toți veteranii de război, indiferent de faptul dacă sunt angajați în câmpul muncii sau nu, o inițiativă legislativă completată la propunerea platformei DA. În luna iunie, acest proiect a fost votat în prima lectură, modificările urmând să intre în vigoare la 1 iulie acestui an. După ce în câteva ședințe plenare, fracțiunea noastră parlamentară a insistat pe includerea proiectului pentru dezbatere în lectura a doua, cu mari întârzieri și depășind chiar și termenul intrării în vigoare, acest proiect a fost acceptat abia la mijlocul lui iulie, sau mai exact pentru data de 16 iulie. Această zi, cu siguranță, nu va fi uitată de noi, fiindcă în acea zi guvernarea a reușit să-și arate adevărata atitudine față de veteranii noștri, dându-i cu capul de asfalt pentru faptul că au protestat în fața Parlamentului, revendicându-și drepturile, inclusiv cerând să li se acorde tuturor veteranilor de război polița de asigurare medicală gratuită. Atunci, sub presiunea insistenței noastre, dar și a revoltei veteranilor ce se aflau în exteriorul Parlamentului, votarea în a doua lectură s-a făcut la limite, pentru că doi deputați din această majoritate au votat pro, chiar dacă restul au fost împotrivă. Totuși, guvernarea, pentru care veteranii vădit sunt o povară, a căutat toate mijloacele pentru a bloca promulgarea acestei legi. Atunci când ai toată puterea în stat și nu te interesează ca acesta să fie un stat de drept, nu e prea dificil să încalci după bunul plac legea și să găsești tot felul de justificări inconsistente pentru a o face. De această dată s-a făcut uz de o așa zisă notă informativă emisă de Direcția General Juridică a Parlamentului, în baza căreia votarea acestui proiect de lege a fost declarată neconstituțională, acesta fiind remis către Comisia Sesizată în Fond pentru reexaminare. Iată așa procedează guvernarea atunci când vrea să-și atingă anumite scopuri. Sigur, acest lucru nu ar fi posibil dacă nu ar exista vasali executanți care au tăcut și au făcut, motiv pentru care îndemn funcționarii să dea dovadă de caracter atunci când guvernarea le cere să încalce legea. Ieri, noi, cu toții, am asistat repetat la violarea directă a votului din Parlament. Ori după ce acest proiect de lege a fost votat în lectură finală, exact în aceeași formulă ca și în luna iulie, președinta Parlamentului a decis imediat asupra convocării unei alte ședințe prin care să anuleze acest vot. Este clar că acest precedent a deschis cutia Pandorii, fiindcă acum orice deputat ar putea pretinde revizuirea unui vot acordat anterior. De fapt, prin acest tertip regretabil, președinta Parlamentului nu a făcut decât să salveze reputația lui Dodon, care ar fi fost nevoit în caz contrar să nu promulge legea. Iar în plină campanie electorală, asta ar fi dat rău pentru imaginea sa și ar fi ostilizat și mai mult relația cu veteranii, care sunt o forță importantă a societății. Iar noi înțelegem acest lucru. Am sperat până în ultim moment că acei deputați care au demonstrat solidaritate cu veteranii noștri, să rămână neclintiți în poziția lor și apreciez fermitatea domnului Leucă și domnului Buza, care au mers împotriva voinței majorității din care fac parte. Dar precum în asemenea situații se găsesc mai mereu prieteni de rezervă, aceștia au apărut imediat și s-au dovedit a fi deputații fracțiunii Șor. De fapt, acești figuranți ai raportului Kroll își ascunde răsputeri loialitatea față de Dodon și PSRM, dar uneori circumstanțele le joacă festa și ieri a fost anume una din astfel de situații. Deci, cu susținerea deputaților lui Șor, acest proiect de lege a fost întors din nou în comisie. Curios este că drept motiv pentru respingerea amendamentului privind oferirea poliției medicale tuturor veteranilor a servit lipsa acoperirii financiare, însă nimeni dintre reprezentanții guvernului nu au prezentat măcar niște calcule sumare, estimative a resurselor necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli. Pot să vă spun cu siguranță
că nu este vorba de niște sume enorme. Din răspunsurile primite de la CNAS, sunt în jur de 9.000 de veterani angajați în câmpul muncii, ceea ce ar însemna aproximativ 35 milioane de lei anual. Și noi deja cunoaștem că exact de această sumă are nevoie instituția președinției. Mă întreb cum de se găsesc bani pentru plimbări pe muntele Athos, pentru 5.000 de exemplare de almanahuri politice sau pentru achitarea din bani publici a angajaților SPPS ca să-ți păzească masa de sărbătoare și cum de brusc nu mai avem bani pentru eroii noștri, pentru veteranii care nu cer decât niște facilități elementare. Noi am luat act de toate aceste manipulări fariseice ale actualei majorități parlamentare, a guvernării explicit antipopulare și vom depune toate eforturile necesare pentru ca revendicările veteranilor de război să fie auzite. Știm prea bine, mai devreme sau mai târziu, toate persoanele implicate în aceste acțiuni îndreptate împotriva veteranilor de război vor răspunde în fața legii sau, cel puțin, vor răspunde în fața poporului. Vă mulțumesc! Prieteni, această sintagmă ultima din mesajul colegii mele, vor răspunde în fața poporului, este valabil chiar în cel mai apropiat timp. Ceea ce trebuie de reținut este faptul că actualii guvernanți, actuala majoritate parlamentară, nu caută bani pentru a ajuta veteranii, ci motive juridice de a exclude acest ajutor. Platforma Demnitate și Adevăr, deputații din fracțiunea Platforma Demnitate și Adevăr au făcut tot posibil ca acest proiect să depășească incertitudine din Parlament. Am fi reușit cu siguranță și bani cu siguranță ar fi găsit, pentru că 35 de milioane, așa cum a spus colega mea Stella Macar, nu mai este chiar o sumă atât de mare când te gândești la jertfa pe care au făcut-o veteranii în 92 apărând această țară. Vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă acum. Candidații la prezidențiale, în special Igor Dodon, se dă mare patriot, beneficiar pentru cetățenii, bun cu cetățenii țării, dar doar în această perioadă și pe banii statului, pe banii din bugetul pe care îl formează toți cetățenii acestei țări. El uită de faptul că a jignit veteranii de zeci de ori prin relația lui specială cu Krasnoselski, prin atitudinea criminală față de încercările separatiștilor de a acăpăra noi terenuri, noi teritorii ale Republicii Moldova în stânga Nistrului. Uite de faptul că nu a făcut nicio mișcare pentru a îi pune la respect pe liderii separatiști care au instalat, de fapt, zeci de posturi ilegale. Și acum Krasnoselski bate cu pumnul masă și zice că el va mai pune atâtea posturi cât va vrea el. Dodon nu a spus și cu acei pe care îl servesc pe el, cu demnitarii din anturajul său, nu a spus nimic când veteranii noștri au ajuns indezirabil în propriile localități, unde s-au născut. Vă reamintesc cazul lui Iuri Coțofan și nu este unicul. Dodon și socialiștii nu spun nimic despre o listă a cetățenilor Republicii Moldova realizată de separatiști, în care se regăsesc foarte mulți cetățeni în această listă, așa zisă, a persoanelor nu doar indezirabile, dar și care ar fi bănuite de terorism. Vă dați seama la ce s-a ajuns. Există o asemenea listă în care se regăsesc mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Nu se spune nimic despre cetățenii noștri care sunt sechestrați de forțele transnistrene și Ministerul de Interne, alte structuri, nu întreprind absolut nimic. Veteranii au fost întotdeauna o cenușăreasă în Republica Moldova. Acest lucru este în evidență cu atât mai mult astăzi, când toți banii se îndreaptă spre campania electorală a președintelui actual Dodon și cu sprijinul socialiștilor, evident, și a unei părți din Partidul Democrat. Eu vreau să vă zic că noi, deputații din Platforma Demnitate și Adevăr, nu ne-am limitat doar la acest proiect. Vă reamintesc că sunt câteva proiecte care urmau să îmbunătățească viața veteranilor, inclusiv acel proiect cu privire la crearea unui departament al veteranilor, care ar fi făcut mai organizată existența structurilor de veterani din Republica Moldova. A fost
A fost bruiat și acest proiect, nu s-a mai realizat până la urmă, pentru că, pentru că nu a vrut majoritatea parlamentară. Pe de altă parte, vreau să vă spun că un caz, poate chiar strigător la cer, două luni în urmă, într-un sat din raionul Leova, Beștemac, s-a produs un incident, a căzut castelul de apă și a ars pompa din fântâna arteziană, care alimenta întreaga localitate. Am depus, primarul acestei localități a făcut un demers pe numele meu, a făcut demers pe numele primului ministru, am făcut și eu un demers în adresa primului ministru, solicitând 250.000 de lei se trebuiau aici pentru a restabili acest castel de apă și a cumpăra o pompă nouă. S-a refuzat. Motivul este foarte simplu. Primarul acestei localități, fiind veteran de război, mai este și reprezentantul platformei Demnitate și Adevăr. Și ca să fac o remarcă, pentru că toate lucrurile acestea sunt legate unele cu altele, în Parlamente nu a fost votat niciun proiect al platformei Demnitate și Adevăr privind alocarea de bani cu privire la rectificarea bugetului, alocarea de bani în localități unde primarii sunt reprezentanța ai platformei Demnitate și Adevăr. Unii dintre ei, cum este și Vasile Morar din Beștemac, Leova, este veteran de război. A fost categoric respins orice amendament al platformei. Stimați concetățeni, dragi camarazi, prieteni, nu vă uitați după ceea ce vorbesc și spun, promit politicienii. Apreciați implicarea, apropiați realizările pe care le facem noi. Vă reamintesc doar că președintele actual, Igor Cetățeanu, Igor Dodon, prin reprezentanții săi, i-a împărțit pe veterani în două. Unii sunt veterani adevărați, din punctul lor de vedere, iar alții de mâna a doua. Este ceea ce am văzut chiar de foarte curând. Eu sunt convins că veți face corect, veți discerne corect cine este cu veteranii, cine este împotriva lor, cine respectă munca, jertfa pe care au depus-o în prosperarea acestei țări. Și cu siguranță veți face alegerea corectă chiar în alegerile care urmează. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vreau să pun câteva accente referitor la ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament, dar și pe parcursul mai multor luni, în ceea ce privește tentativa Platformei Demnitate și Adevăr pentru a rezolva problemele sociale cu care se confruntă veteranii noștri. Eu aș vrea să mulțumesc colegilor mei, Stella Macar și Kiril Moțpan, deputații Platformei DA, pentru efortul uriaș pe care îl depun de mai mult timp pentru a promova aceste legi și întregii noastre echipe care este preocupată de problematica veteranilor. Noi facem acest lucru absolut dezinteresat, știind că veteranii chiar au nevoie de acest lucru. Ei au rămas, practic, așa cum spunea Kiril Moțpan, cenușăreasa acestei societăți. Revenim la ce s-a întâmplat ieri. În primul rând, a fost un precedent foarte nociv și, din păcate, aici a fost implicată conducerea Parlamentului, în special speakerul, care a decis în mod unilateral să blocheze această lege prin revotarea într-o altă ședință care s-a produs la ora 15. Vreau să remarc faptul că această conducere a Parlamentului, inclusiv serviciul juridic al Parlamentului, s-au transformat în Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Ei, ieri de vreo câteva ori, au declarat că această lege este anticonstituțională. Acest articol este anticonstituțional. Acest amendament este anticonstituțional. Nimeni în Republica Moldova, în afara Curții Constituționale, nu poate spune ce este constituțional și ce nu este constituțional. Iată de ce noi acum analizăm posibilitatea, împreună cu juriștii noștri, de a face o sesizare către Curtea Constituțională pentru a interpreta votul de ieri, ceea ce s-a produs, pentru că acest precedent periculos poate bulversa întreaga activitate parlamentară. Ieri în Parlament s-au mai întâmplat niște lucruri extrem de nocive. A fost votată o lege prin care cetățenii din partea
stânga Nistrului, din raioanele de est ale Republicii Moldova, vor putea beneficia pe un termen de 2 ani de plăcuțe de înmatriculare neutre cu care vor putea să meargă în Europa și în afara teritoriului Republicii Moldova. Noi am insistat ca aceste plăcuțe de înmatriculare să fie cu însemnele Republicii Moldova, pentru că noi, de fapt, facem un beneficiu cetățenilor din stânga Nistru și ei ar trebui să fie mândri de faptul că vor merge și vor vedea lumea sub atribuțiile, atributica și însemnele Republicii Moldova, drapelul, stema de stat și așa mai departe. Din păcate, majoritatea parlamentară, și spun asta cu regret, și unul dintre reprezentanții fostului bloc acum, au votat această lege controversată și căreia noi ne-am opus cu vehemență în ultimele două zile atunci când a fost prezentată în Parlament. În încheiere, aș vrea să spun că noi vom continua să ne batem pentru veterani, vom continua să ne batem pentru alte segmente sociale, inclusiv pentru pensionari, pentru medici. Am reușit, de asemenea, prin eforturile deputaților noștri, noi am fost acei care am depus primii un amendament astfel încât medicii să nu rămână fără 16.000 de lei, care, din păcate, acest guvern catastrofă a încercat să-i scoată. Vom continua să apărăm pedagogii, vom continua să apărăm toate segmentele vulnerabile din societatea noastră. Nu în ultimul rând vreau să spun că toate tentativele noastre de a obliga această guvernare subțiată să creeze un departament al veteranilor pe lângă Guvernul Republicii Moldova, un departament care să aibă toate împuternicirile pentru a rezolva problemele veteranilor, nu s-a soldat cu succes. De aceea anunțăm astăzi în premieră că după ce vom câștiga alegerile prezidențiale, pe lângă președinția Republicii Moldova, vom constitui un departament pentru veterani și al veteranilor de război, astfel încât să le rezolvăm toate problemele cu care se confruntă ei. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, foarte important, noi ne propunem ca imediat după ce vom câștiga alegerile prezidențiale să venim în Parlament cu o nouă lege a veteranilor. Legea 190 va fi revizuită la modul cel mai serios și aici vom introduce absolut toate problemele, toate chestiunile ce țin de rezolvarea problemelor sociale ale veteranilor de război. Deci aici se vor regăsi și polițele de asigurare, aici se vor regăsi și biletele pentru tratament, transportul gratuit și așa mai departe. Deci tot un pachet de facilități pentru acești oameni care în acum 30 de ani, manifestând heroism și sacrificiu, au apărat independența și integritatea Republicii Moldova. Noi vă mulțumim foarte mult și cu alte subiecte o să vă anunțăm pentru următoarele conferințe. O zi reușită!